Patru tineri din Drobeta, Turnul Severin au hotărât să fure mai multe trotinete electrice decât să le închirieze. Aceștia au vândut o parte din ele, iar trei au fost identificate și ridicate din posesia autorilor infracțiunii, urmând să fie restituite persoanelor vătămate. Polițiștii severineni au fost sesizați despre faptul că persoane necunoscute au sustras o trotinetă electrică fiind lăsată dezasigurată lângă intrarea unui liceu din municipiu. În urma cercetărilor efectuate, au fost identificați autorii infracțiunii, patru tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, elevi în municipiul Drobeta, Turnul Severin. Trotinetele electrice ar fi fost furate chiar din curțile unităților de învățământ de pe raza municipiului nostru. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta, Turnul Severin au fost sesizați despre faptul că persoane necunoscute au sustras o trotinetă electrică fiind lăsată dezasigurată lângă intrarea unui liceu din municipiu. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat autorii infracțiunii, patru tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, elevi în municipiul Drobeta, Turnul Severin. În urma extinderii cercetărilor, s-a stabilit că în perioada septembrie 2021-ianuarie 2022, cei patru elevi au mai comis alte patru fapte de furt de trotinete electrice. Tinerii au vândut o parte din trotinetele sustrase, iar trei astfel de trotinete electrice furate au fost identificate și ridicate din posesia acestora, urmând să fie restituite persoanelor vătămate. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Pentru evitarea furturilor de trotinete electrice, oamenii legii recomandă posesorilor să asigure bunurile cu sisteme antifurt și să evite locurile riscante.